Un bărbat în vârstă de 68 de ani a fost reținut de polițiști după ce ar fi înșelat o măicuță de la o mănăstire. Neamțul ar fi cerut bani pretinzând că vrea să doneze lemne pentru încălzirea lăcașului de cult și cerând doar banii pentru transportul acestora. Prima oară a reușit să obțină 1000 de lei, însă a doua oară a fost prins în flagrant. Potrivit polițiștilor prahoveni, oamenii legii au fost sesizați despre faptul că în urmă cu aproximativ o lună de zile, o măicuță din cadrul unei mănăstiri din comuna Poenari Burchi ar fi fost înșelată de către un bărbat, acesta din urmă solicitându-i o sumă de bani în schimbul donării unor produse. Femeia în cauză a trimis bărbatului suma de 1000 de lei, însă acesta nu și-a mai onorat promisiunea. Ulterior, măicuța ar fi fost contactată din nou de către bărbat, care i-a comunicat faptul că dorește să doneze mănăstirii un camion de lemne, condiția să fie trimiși 1500 de lei, sumă necesară achiziționării combustibilului în vederea transportului materialului lemnos. În baza celor sesizate, polițiștii au efectuat activități investigative operative și cu sprijinul persoanei vătămate au reușit identificarea și ulterior depistarea în flagrant a bărbatului bănuit de săvârșirea faptei de înșelăciune. Bărbatul în vârstă de 68 de ani din județul Neamț a fost condus la sediul unității de poliție pentru audiere, relatează mesajul.ro.